Vreau să vă spun că la prima oră cum ne trezim, de acum suntem în sportzal, facem trenirovcă, pe urmă după asta putem, dacă dovedim, facem abedul acolo. Când și la 5 mă trezesc ca să fiu și în comisia. Dacă mai am timp, iau masă, iarăși la antrenament, seara servicii, proiecte. Se propune de exclus grupa sanguine din toate tipurile de buletine. Și găina e gril, am luat-o încă se învârtea când am fost eu. Dacă vrei, poți să mănânci. Foarte drăguț din partea ta că ai pregătit această masă. Nu, masa nu eu am pregătit-o, că e cumpărată. Adică e din sticlă, eu în sticlă nu știu să lucrez. Am un băiat la botanică care el face mese din sticlă nume. 600 lei am dat, pe dânsa nu-i scumpă, nu nici ieftină. Dar eu, bunelul meu, m-am învățat din lemn să fac când era mițel și din lemn pot să fac. Nu știu dacă o masă, dar un scăunel. Eu voiam să zic de mâncare. Ce vrei zici de mâncare? Bine, dar de ce nu ai călcat și fața de masă un pic? Că era pe masă și să mă sui cu picioarele pe masă nici nu-i frumos, dar și putem să o sparg, că la 100 de chile mele să stai pe masă de sticlă, nu e trainică oricum, dar dacă vrei eu pot să încerc, dar nu cred că trebuie, mai bine nu. Constantin, eu te iubesc. Mulțumesc. Tu nu vrei să zici nimic? Dacă trebuie, nu știu, poezie sau ce să... Sau pot să zic că stai găină gril, este pâine acolo, ia uite, lumânările ard și focul. Constantin, tu mă iubești? Chiar și-am citit și o carte care era despre dragoste. Și ce spunea? Cine? Cartea, ce spunea? Dar ce, cartea poate să vorbească sau ce? Cartea nu vorbește, că e scrisă. Cum să spună? Înțeleg, despre dragoste, ce spunea? A, ce scrie acolo, că dragostea, asta este ca o floare. Ai grijă de ea. Și ea să înflorească. Frumos! Dar tu ce crezi despre dragoste? Nu știu dacă se spun ceva acum ca să aibă și legătură. Dragostea e ca găina gril. Adică? Chiar dacă îi rupi un cior, oricum rămâne a ta. Interesant. Tu vrei să zici că fata e proprietatea ta? Nu, că proprietățile trebuie declarate și eu niciodată nu am făcut asta și nici n-am să fac. Dar fata e ca și cum e ceva care nu trebuie declarat. Dar tu ai auzit că dragostea durează 3 ani? Asta cum? Adică după 3 ani se consumă. Asta ca și cum are sroc godnesc sau cum? Da, într-un fel. Păi de atâta eu și am vorba asta. Dragostea e ca o conservă. Trebuie să o bați și o ții în coropșică. Este ca o glumă mai mult era la noi încă la campionate când am luat. Ești agresiv? Nu, sunt Constantin. Nu, știu asta, dar tu, Constantin, ești agresiv? Nu înțelegi nici o pleașă. Dar oricum eu te iubesc, chiar dacă ești proastă. Îmi place că ai umor. BMW. Asta îmi place de două ori mai tare. Știi, eu cred că noi am putea să trăim o viață împreună. Și cum se spune că viața e ca un fir de ață. Și ce vrei să spui cu asta? Nu știu precis, dar asta e ca și cum dacă tu spui că am putea trăi o viață împreună, noi putem spune că am putea trăi un fir de ață împreună. Că viața e ca un fir de ață și poți să le schimbi cu locul. Că suma nu se schimbă. Știi că ce de la metafore ești bun. Și la kickboxing. Și la kickboxing. Și la politică. Aici mai puțin. Și la kickboxing. Asta da.